Nu vreau să dramatizez, dar ce și-am auzit în interviu acestui tânăr de la Hâncești, Dumitru Strop, și-a angajat ANSA, astăzi dă peste cap toată realizările guvernării din 2 ani de zile. Băiatul ăsta care a protestat inedit de dimineață la primăria orașului Hâncești, neînțeles pentru mulți dintre cei care sunt internauți, ce l-a făcut pe acest tânăr să recurgă la un gest disperat să urce cu mașina pe scările primăriei Hâncești. La scurt timp a oferit un interviu exclusiv pentru presa din Hâncești. Hâncești 24, puteți găsi, eu am să vă dau tot interviul aici. Băiatul ăsta angajat de la ANSA spune cu text deschis că un oarecare Udodovici, omul din credere și cu mătrul lui Dodon, prin presiuni îl impune pe el să închidă ochii și să-i ofere certificatele de calitate pentru carnea pe care o livrează el grădiniților. Și băiatul a mers împotriva sistemului, chiar dacă Udodovici, cu mătrul lui Dodon, îi asigura că îl vor scoate de la pușcărie dacă se întâmplă ceva. Vă închipuiți cât e de grav dacă Udodovici, Udodovici, cum îl cheamă, care cochetează acum cu guvernarea oamenilor buni, cu Bolea, l-am văzut în fotografii împreună, cu Bolea, cu ministrul agriculturii, îi spune că noi îți scoatem din pușcărie. Asta înseamnă că ei hrănesc copiii noștri din grădinițele din Hâncești sau probabil și din grădinițele din Chișinău, pentru că noi nu știm toată activitatea. Eu știu că Udodovici este unul din cei mai bogați oameni antreprenori din raionul Hâncești. În strânsă legătură cu Dodon, ANSA l-a dat afară pe acest tânăr, după care el se angajează și ascultați tot interviul. La 2 ani de guvernare PAS, ANSA este necontrolată și nu are încă oameni de calibru care se ocupe de securitatea alimentelor. De securitatea alimentelor duse în grădinițele de Republica Moldova. Eu pe această cale fac apel către Ministerul Agriculturii, către Ministerul de Interne, către Procuratură și voi depune un denunț public să sesizeze pe declarațiile acestui tânăr, pentru că aici este vorba de dosar penal care trebuie deschis de urgență, iar acest tânăr trebuie protejat, pentru că mărturiile lor, care le-am ascultat eu și vă le pun la dispoziție să nu dispară din online, sunt mărturii pentru care ar trebui să zboare capete din Ministerul Agriculturii, iar ANSA trebuie să reformatată totalmente. De acolo trebuie să zboare toți ăștia care le-au oferit certificate cu ochii închiși sau pe bani, pe mită, tuturor comercianților, câți cu metri cu plahotniu, câți cu metri cu filat, nu mă interesează, dar a oferit pentru a ne otrăji copiii și generația tânără din școli și din grădiniță. Ascultați interviul integral, iar noi vom merge să depunem sesizări la procuratură cât de repede posibil. Iar pe internauți vă rog să distribuiți. Domnul Dumitru, bună ziua, spuneți-vă rog, ce v-a făcut să ajungeți la acest gest disperat care l-ați făcut astăzi? Bună ziua! Ca să fie o claritate în ce s-a trecut azi la raionul Hâncești, referitor cu mașina care am ridicat-o pe scări la Hâncești, este din cauza pentru că pe mine mă impun ca eu adică să votez fapte, dar nu vorbi. Și am recurs eu la așa ceva. Din ce motiv așa lucrurile astea se primesc? Eu, fiind angajat ca medic veterinar, am fost angajat un an de zile în cadrul abatoarelor, au parvenit diferite probleme care m-au întâmpinat pe parcursul activității. Și mie mi s-au spus așa, grăiesc lucrurile deschis cum este, domnul Udodovici, adică cu mătrul lui Dodon, mi-a spus personal în față, dacă îmi dai mie certificat formularul 2, fără ca să uiți la carne care îmi fură, să încarcă, fără ca să pui ștampie la marca de sănătate, fără ca să faci expertiza, tu îți primești salariul mai departe, n-ai să ai probleme absolut și noi îți dăm mașină să iei de serviciu. Deci, din Hâncești, îți dăm mașină de serviciu și n-ai să ai absolut deloc probleme, n-ai să întâmpi probleme. Eu n-am acceptat lucrurile astea și din cauza asta ei au făcut comisie aici la Hâncești, la siguranța alimentelor și au semnat, după ce au semnat documentația, precum că au găsit ei acolo ca fiecare, au făcut concediere. Dar mai am fost la ANSA și m-am angajat iarăși din nou. De atât perioada asta de timp, ani de zile, eu cu transportul meu am activat. De la Pierenș până la Hâncești, 30 km, am activat numai cu transportul meu. Și eu n-am vrut să activez pentru că mie nu-mi convine faptul ăsta, adică cu mătrul lui Dodon, mă cheamă în fața la cameră video și îmi spune așa, eu îți scot pe tine de la pușcărie,
Dacă cineva noi ne implicăm în astea, dar tu fă așa cum îți spunem noi. Eu nu vreau să merg așa. Pentru un salariu de 5.000 de lei, n-am trecut, a fost 5.000, după anul nou m-a ridicat 1.300 de lei salariul. Deci, practic, vă punea să închideți ochii la diferite nereguli. Da, la diferite astea. Nu intră atât de mare ura pe domn primar, s-au petrecut lucrurile astea, dar oricum și domnul primar tot e la curent. Perioada asta de timp cât am activat, am spus că aici, în Hâncești, în raionul Hâncești, carnea care se duce la grădiniță, nu se duce un control strict asupra cărnii, nu se știe când s-o tăie bovina aceea, când se duce carnea, e proaspătă. Și cred că de motivul ăsta și domnul primar tot știe de lucrurile astea și s-au petrecut. Și asta și-am vrut să spun. Și ești ține cu, acum la moment că mașina a fost luată din teritoriu, de-amă probabil o să vedem, văd că așteptăm rezultatul. Dar e mașina personală, da, și cineva spunea că e mașina din personal, nu, e mașina mea personală. Și e că din motivul ăsta s-a primit tot ce s-a întâmplat. Adică ei vor fapte, dar nu vorbe. Dar eu vreau să merg cu pași corecți, dar ei vor fapte, e ca faptele. Dar faptele astea, pentru ce trebuie faptele astea? Pentru că domnul primar a venit la fața locului și sărea la mine la bătaie. Pentru că i-am spus, domnul primar, e că uitați-vă dumneavoastră, veniți cu chiușete la lucru, dar eu tot luna așa am lucrat, din chemări în teritoriu, eu tot am vrut, luna trecută am vrut în transportul meu personal, adică am schimbat la discul, corzina la mașină, e că atunci am lucrat o lună de zile, eu am vrut în transportul meu personal, adică eu nu pot permite ca să am un salariu al meu personal. Și e că din luna lui martie îți concediat până mai la moment, am mai fost angajat, e că 4 luni de zile, am mai fost angajat de la ANSA, șef de circumscripție la Cimișlie. Până la Cimișlie 60 km și tot așa ești procedură, merge, transport nu vor să-mi dăi, că trebuie să trec cu Dodon. Dar mine nu mă deranjează treaba asta, pentru că domn primar îmi spune mie în față, îmi spune că eu nu sunt cu Dodon, adică eu nu cu fapte, adică personal eu îmi spun că el e neutru, dar dumnealui nu e neutru. Eu văd pur și simplu nedreptatea asta la siguranța alimentelor. Dar și șeful de la siguranța alimentelor, că el nu e cu Dodon, dar el nu poate face nimic absolut. El dacă se facă tot așa cum fac eu personal deschis, putem să o tău de afară. Eu nu știu de ce să trec lucrurile astea, dar mie vine foarte greu. Mie personal îmi vine foarte greu cheltuială mare de benzină. Cheltuială foarte mare de benzină. Eu am ea până la Cimișlie și înapoi, să mă deplasez. E cheltuială de benzină. 60 km, zi de zi, transportul, piesă, una alta. Eu nu știu cum de ieșit la... Cum de rezolvat problema asta. Și încă în afară de asta, eu e ca la abator și a mea este liber. E liber la abator, este... Astea, o pus acolo, o altă, dar mai trebuie un cal. Ei fac așa, el pur și simplu l-a adus pe om și îi spun trebuie așa, trebuie așa, trebuie așa, dacă lucrezi, dacă nu, e greu. Într-adevăr e foarte greu. Și asta v-a făcut să protestați azi în așa mod? Da, eu m-am apropiat acolo, de-am e clar că am de tras cu 6 până văd că e și amoia la Hâncer, de-am așteptăm rezultat cu șeful de la poliție, trebuie să semnez un act ca să iau mașina. Eu le-am spus, eu mașina am ferit-o de acolo. Eu mașina n-am lăsat acolo, eu mașina, cum a spus poliția, am ferit-o și am spus, pentru ce voi ridicați pe evacuator? Dacă mașina e pe loc, da să vedem, nu când carcă pe evacuator. E cam o cheltuială de bani. Și eu i-am spus lui domnul primar, dacă stii pe dreptate, au ieșit toți angajații de la primărie, cu un pânci înainte, le plesneau bunghii de la cămișă. Și au ieșit și cu sfada asupra mea. Și eu le-am spus, dacă ați mâncat ghine cu primarul ăsta ani de zile, nu căutați probleme la mine, pentru că eu sunt om sincer și muncesc în mod corect. Și nu săriți la mine în cap. Dacă vreți, îngrămădiți, vătezi, veniți aici. Aici s-au apropiat de mine și ne-au spus așa, îți știm gâtul, te luăm într-o parte. Da, s-au apropiat domnul primar și domnul primar când a venit, tot era nervos și vrea să sară la bătaie. Zic, stai, stai la bătaie, calcer. Dacă faci pe dreptate, fă pe dreptate până la urmă. Zic, și voi luați și furați până la urmă și vă duceți pe un sac doi de bani și dați și ieșiți de pe set locul, dar pe cineva, nu chinuiți pe cineva. Zic, este Dumnezeu de sus și ai să răspunzi în fața legii. Și vrea să sară la mine la bătaie. Da, dar mie, vă spun sincer, mie vine foarte greu, pentru că ei sunt niște oameni puternici, încă se mențin în putere și ei fac rău. Eu cât am activat la în cadrul abatoarelor, domnul Duduș, din cauza că el spune, trebuie azi așa și mâine așa, zic, azi așa și mâine așa s-a terminat. Sărea la mine la bătaie. Și încă n-așa sărea la mine la bătaie și spune că eu am sărit la dânsă. Și a ieșit afară și era fiorul lui și a spus, mai cu tata mea atâta să... Da, dar eu și vin în port, eu pur și simplu vreau să fac lucru. Că eu n-am atât salariu de mare, că eu să merg la lucrurile astea lor. Adică ei mâncau, sincer, ei mâncau, dar de mine dădeau cu fiorul. Eu cât am alergat eu cu mașina asta mea de la Perien și Asteană, au cisterne de solearcă acolo, de pe timpul lui Dodon, cu 3 capici luate de acolo, de pe sama scenarea oamenilor. O căldare de solearcă odată nu a pus și nici de aici la direcție și nici de acolo.
Eu sincer, mie îmi vine tare, tare greu. Adică eu nu pot permite din salariul ăsta de 5.000 de lei să pun benzină, transportul să mă întrețin. Eu trebuie în afară de asta să mă duc dimineața tare în afara orilor lucruri după serviciu să fac o chemare două că eu să pot pune benzină ca să vin să... ca să fiu angajat. Ca să fiu angajat la stat. Cum iată, că... Da, 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 spune. Iată, mă, eu personal am intrat la Cimișlie. Eu trebuie să mă deplasez în fiecare dimineață de la teren până la Cimișlie. La ora 5.30 eu trebuie să mă trezesc până ajung acolo la Cimișlie. Numai de atâta ca să le convii lor. Ei m-au ferit pe mine de aici din raion ca să le convii lor să le fie totul bine. Să nu le faci probleme? Da, nu... da. Cu agresivitatea asta. Dacă eu ascultam așa cum spun eu ei, eu 4 luni de zile am ea la urmă, eu primeam salariu, eu primeam mașină de stat, dar n-am vrut. Pentru că lucrurile astea sunt foarte urâte. Fura de carne costă, ca dumneavoastră mă înțelegeți, costă 90.000 de dolari care încărcau ei cu carne. Nu se face procedura de nimic absolut, ce își ține, adică de medicul veterinar. Medicul veterinar nu mă trebuie să îmi blinhalat pe acolo, să facă cu oameni simpli, să nu le dai voie la piață, să vândă o porșie lor, ceva de genul ăsta. Dar cu dânsul trebuie să stai din gură să faci. Și aici s-a trecut când a fost televiziunea și erau cadavrele cele în stare de putrefacție pe dealuri acolo. Da. Miroase întâi orașul ăsta aici. Pe mine asta nu mă interesează. Așa nu ține competența mea. Acolo este inspector, se duce și verifică. Dar și aici ține de serviciul meu, adică cu controlul cărnii și de unii și certificatele F1. Nu prezentau certificatele F1, adică le prezentau, dar nu erau în bază legală. Scot eu din calculator. Adică animalele cele ei cumpărau, adică unii cumpărau și făceau, nu știe nimic ce fac ei, nimic absolut. Așa că însă ei pe regulă, că nu e certificatul F1 în regulă, că ei scot, că dau la sacrificare, fac acolo toate regulile astea, toate documentația asta, apoi ăștia trebuie să-i strângă pe mulți de gât. Și pentru și, spune întrebarea pentru și, că el e angajat la serviciu și ei îi impun. E ca eu spun lucrurile astea, dar ei tag din gură și e ca la ăștia care dau lui Dodon, au votat pe lui Dodon, au mașină, se duc, activează, dau certificatul F1, scot din calculator, dar eu nu pot face nimic absolut. Eu nu pot face nimic absolut. Și eu n-am vrut nimic absolut de la dânsi și n-am vrut nimic. Eu așa și am spus de la bună început. Eu îmi fac lucruri și asta e tot. Dar dacă chiar și mă oferi, nu trebuie să mă oferesc tot aici în raion să lucrez. Pentru și mă oferesc pe mine și bat joc, m-am cimeșlie. Și domnul primar, dacă de pildă vrea să fie corect, ei nu trebuie să-i impui oamenii așa cu druzeaua asta lor, așa druzi, ca cum se primește în oraș, că trebuie fapte, dar nu vorbe. Că nu e și o fapt și o vorbe, ei se duc la saună cu Dodon, dar aici se primește că ei sunt cu fapte, știi? Nu e și o fapte, este o cărdășie de-a lor, de astea. Și eu vă spun, îmi vine greu, într-adevăr îmi vine greu, e că e luna trecută, tot ce am făcut bani, am vrut în transport. E cheltuială, drumul de acolo la Perempa, la Pușna Uleacă e rău, acolo trebuie să, nu știu, e greu. Cum credeți, ce finalitate, adică scopul, ați protestat, v-ați arătat indignarea față de lucrurile astea, cum credeți dacă să aibă finalitate și care credeți că ar trebui? Nu se rezolvă nimic absolut. După cuvintele astea care le-am spus domnului primar, că tu vii cu ciușete la lucru, dar eu trebuie să n-am de benzină să mă duc la un serviciu, n-am de mașină de serviciu, să zic, dacă trecem test la troleibus. Mergem test la troleibus. Și să vedem cum o să fie. Dar nu se poate așa. E clar că nu le vine bine, dar nu-l poți pe milionar să-l dai jos, să-l pui în trole. Dar nu știu, trebuie să-l bată joc din cineva. Dar cât se poate, de-am ajuns cuțitul la gât. Dar să ajunge, poate să-l opri cumva, de-am e greu, înțelegi? E greu. Cum de făcut? Eu că chiar în cazul ăsta nu știu cum de făcut. Și șeful nostru de la direcție, el nu că e cu Dodon. El nu e cu Dodon. Dar problema așa mai mare, că dânsul tot le impun. Aici sunt mai mari ca dânsul. Ce poate să facă el? El dacă face așa ca și mine, dânsul de afară. Nu știu. Nu știu, eu nu știu cum de să rezolvi problema asta. Așa se rezolvi. Nu se rezolvi nimic absolut. Ia că nu vedeți ce se întâmplă, că arată pe la vine televiziunea, atunci am închis tăiat. Atunci când a fost televiziunea, ei nici nu știu că erau 30 de tone de carne, de bovină, erau jos, la pământ. Fără marca de sănătate, fără etichetă, fără nimic. De când e carne și câți ani în urmă. Și nu e tot nici frică de dânșii. Ei pot să facă un rău în orice minută. Ei sunt oameni mari. Fac până la cale, că acolo trimesc un om la primărie, până a venit domnul primar, o trimesc un om la primărie și o să ți țin gâtul, să-ți faci. Păi, dar până în fața, la acolo, camere, video, dar stătea lor, că eu n-am pus să înregistrez, dar erau oameni, erau pe acolo pentru rău. Apoi și mai zice noi pe urmă, de o te prinde unde așa să facă rău. Păi, să rău, e să rău. Dar nu e asta și mai mare problemă. Problema și mai mare că când tu mușiești toată luna și tu la sfârșit de lună n-ai nică pentru boierii ăștia. Băi, dar nu se poate așa, cât se poate, poate rău, prii cineva, înțelegi?
Treaba pe mine nu mă interesează cât câștigă ei. Dar eu am învățat studii, eu am studii superioare. Eu nu pot să ies la sfârșit de lună să am un salariu meu, 4-5.000 de lei din greu, cât este, cum este, cum este. Nu pot. Nu pot, într-adevăr. Da. E că asta e tot. Tot ce ești și ține. Dar ce ești să vede la, la televizor cu mașina susuit, chiar că au procedat așa și susuit mașina pe scări? Am făcut doi pași, ne-am suit așa, pentru că ei vor fapte, nu vor vorbe. Dar omul votează, fac ce vrei. Dacă de-am ajuns, nu poți altfel, dar cum de făcut cu dânșii, că n-am mai mers noi. Dar oricum poate, poate ori ajungi cumva la dânșii, dar nu ajungi la dânșii. Pe dânșii trebuie dat jos din Q7, de luat sașii de bani, care o steană. Câte spinhâncești și terenuri și câte vândute și câte făcute. Nu vreau să mă sfădesc cu domn primar. Eu i-am spus în față, de-aș vrea să sar la bătaie. Și zic, este Dumnezeu de sus, nu-ți bate joc de mine. Pentru că eu mușesc, eu mă scol dimineața și mă duc și înainte de a veni la serviciu, eu mă duc câteodată la oameni și ajut și fac acolo de benzină, fac, ca să pot veni aici la Hâncești. Așa ne-a fost de la început greu. Șefului de la Siguranța Alimentelor, toate lunea când era ședința, îi spuneam, domnul Sergiu, poate ne dați o mașină, că stau sub acoperiș acolo și prind rușine pe dânsul, dați-ne o mașină de lucru. A să-ți dăm, dar mă prinde un șețor în lucrurile astea lor, ca să-i dau, de-am la urmă și să du-te, că trebuie să mă știe ministerul, înțelegi, du-te și de-aia trebuie să mă știe ministerul cu dânșă. Păi, dar cum de făcut, că astea lucruri nu-s bune, înțelegi, îți dai odată CNA-ul și o să înceapă a verifica toate documentațiile astea, trebuie și scot acolo, F1 din calculator, nu-i nimic în regulă, nu-i nimic absolut, adică carcasele și nu se știe nimic, de unde au venit, știți cu dânsele. Ei fac tot așa, patihăreați, știi, dar așa-s bani mășcat. 90.000 de dolari într-o fură, acolo sunt câștiguri foarte enorme de bani. Pentru așa bani, ei îți fac, că cum nu zic, să-ți înșești gâtul. Da, dar oricum, am eu schimbat alt medic acolo. Lucrurile astea, oricum, odată și odată cineva se apucă de capul lor. Și ei dacă nu știi băieți de treabă, apii tot un oversight de trecut pe și au trecut. Că ei să înțeleg, ca să înțeleg, așa, dintr-o parte, că din alta, că schimbă, că vedeți cum, el s-a dus cu mătusul la sauna amândoi, s-a la sauna. Dar mai era asta? Și chipul l-a trecut cu fapte, primarul. Și primarul spune că eu sunt neutru. Aici e politică de-a lor, care e murdară de a câștiga capiși. Dacă câștigați capiși, nu vă bateți jos de oameni simpli de jos, știi? Pentru că eu am învățat atâția ani de zile, m-am chinuit și am învățat, și până la urmă, uitați și de greu nu e vine. Dar mi-e urs ție de rău, peste locul, și acolo la Chișinău. Și la acolo la Chișinău, dar mă o să fac, ei nu mai știu de-am și trebuie să facă și cum să fac. Dar eu concursul amuia care l-am câștigat ca șef de circumscripție la Cimișlie, eu l-am câștigat în bază legală. Au fost comisii și am câștigat și dacă ei o să mai împliși și iar fac tot așa mai parte rău, acum, da, să fac. Altceva ei nu pot să facă decât rău. Domn primar amuia dimineața îmi spune, deși tu la ora 8:30, era 8:30, era 8:40. O să zic, de ce nu ești la Cimișlie la serviciu? Zic, pentru că n-am transport. Tu ai venit cu Q7 de acasă, ai benzină, tăta ai și ai venit la lucru. Și tot n-ai venit la 8:30, n-ai venit la 8 la lucru. Tu ai venit ca boierul la oară 9. Și tu nu îi spui așa ceva până la Cimișlie, că eu de la Hâncești, de la Pireniu am ajuns la primărie la 7:30 și el nu îi spune că deși tu nu ești la serviciu. Cum ai tu la serviciu? Voi și cu voie, pentru ce faceți voi treaba asta? Voi ei sunt oameni bătrâni, ești în vârstă față de mine, eu sunt băiat în tână. Pentru ce treaba asta faci când îmi spui că nu ești la serviciu? Dacă eu n-am nici benzină, nici mașină de la locuri, nici nici, pentru ce treaba asta? Da, ții bine, te-ai sculat dimineața la, nici nu la 7, dar la 8, ai băut o cafeluță și ai venit la serviciu la ora 9. Și îți permiți ca mie să-mi spui în față deși tu la ora 8, deși nu ești la serviciu la Cimișlie. M-am fugărit de aici, dintr-o parte în alta și bat joc. Păi, dar vezi, fie bine. Dacă mergem cu Dodon și cu faptele astea lor, cum zic ei, cărdășii astea lor, cum merge ei împreună, tot vezi, fie bine. Dar nu poate, că ei, știți cum, primarul e primar. Dar ăștia sunt oamenii ăștia cu bani, drujiți, bani, oamenii. Ei, razul ăsta, au venit cu terenurile, razul l-a dus la Chișinău. Dar ăștia alții ce fac? Razul duc cu sacul, ei tăc banii, nu, ei banii nu-i duc în buzunare, e greu. Înțelegi? E greu tare, ei chinul lor de a trăi banii, dintr-o parte în alta. Și s-o duc cu sacul ras, o turnat și s-o l-o scos. Dar pe mine și nu s-a scos. Într-un caz este dacă eu chic aici cu Astian. De-amu e clar, el nu ești poate să facă, de-amu văzut cum v-am spus, că săreau la mine, săreau la bătaie, în teritoriu, nu e greu mine. Dar unii și poliția acolo. Și poliția i-a spus, dacă tu îi impui pe dânsul, să dai certificat în bază nelegală. Și ne răspunde. O să doctorul răspunde. Dacă doctorul răspunde, înseamnă că el are și o responsabilitate și ești să... Nu se poate așa. Eu nu zic că cunosc în totul. Eu am început-o de jos, eu 10 ani de zile eu n-am lucrat legal la stat,
numai din motivul lui Dodon. Numai din motivul lui Dodon, adică nu din motivul lui Dodon, dar e ca de la Vova, deci din Hâncești, tot așa mai departe. Și dacă eu fost druși, cum poți face altfel? Adică 10 ani zile a fost fără salariu și e ca așa am trăit. La o chemare, într-o parte, în alta, am terminat colegii, universitatea și ca mâine m-am angajat și cum am angajat de reul lor, nu mai pot. Eu dacă eram angajat într-o altă sferă, adică eu nu eram în cadrul abatoarelor, eu alergam în patru, la patru abatoare, aici la Hâncești, la Negrea, la Buțeni și tot așa mai departe, la Vergecom, la toate aceste patru abatoare, nici benzina nu ne dă de nimeni. Înțelegi cum? Și e ca cum. Și încă ei tăiau animalele astea, mai tăiau sâmbătă și mă chemau pe mine de la Pierieni, mă chemau în afară orilor servici. Și mie îmi spuneau, nu te mai duci sâmbătă și lucrurile pentru deși. Ei spuneau, tăiem carne. Și ești treci cu carnea asta, chiar vreau să vă spun cu carnea asta la piață, la Hâncești. Oamenii mănâncă, dar ei nu știu și mănâncă. Scroafii bătrâni tai acolo, care iau carne cu 30 de lei kilogram, 300 de kilograme de carne, adică pe scroafă dau 9.000 de lei și îi mai fac încă 10.000 de lei deasupra. Pentru că 100 și ceva de lei kilogramul de carne pe piață. Și dacă e dintr-o carcasă de porcină, se aruncă puțin. Și cât kilograme de carne acolo? Da, dar carne și ei nici nu fierbe. Carne și ei e greu, dar mănâncă copii. Eu nu știu de pildă și îți trece și ei sunt la curent și știu de lucrurile astea. Oricum, eu le-am spus, băi, dacă știi la un pușel acolo pe piață de 120-140 de kilograme, știi 2000 de lei deasupra. Dar nu-ți ajunge? Dar câte limburi mănânci? Băi, dar opriți-vă, dă făcet. Nu, că e așa, știi cum, dintr-o parte în altă. Și e că treburile astea, e că aici de ce să primesc tăi. Și în teritoriul la cadrul abatoare, numai la Buțeni era trichinoscop de făcut, de găsit în carne, paraziți, dacă de pe piață. Și ani de zile niciodată nu a fost trichinoscopia asta făcută la astea. Și eu găsesc motiv, că eu am intrat timp de o an de zile, am mai intrat, o găsesc motiv ca scrie angajatul de la ANSA, care el l-a pus la lucru, o grăit cu un ministru și l-a pus la lucru, Corneliu Guțu. El, Corneliu Guțu, a scris plângere pe mine că nu se face trichinoscopie. Dar zic, eu trebuie să mă duc trichinoscopul ăsta să dau 14.000 de lei să-l cumpăr eu? Ei trebuie să-și cumpere. Iau SRL deschis, iau persoane angajate, ei poartă răspundere, ei trebuie să dispună de lucrurile astea ca să le aibă. Eu nu știu cine acolo trebuie să le cumpere, dar numai nu eu. Trichinoscopul ăsta. Dacă ar fi o sumă de 500 de lei, încă dintr-o salară cumperi și te duci și îți faci lucru. Dar eu nu pot face. Ei s-o deprins 4 ani de zile pe timpul lui Dodon să numai să margă certificatele așa ras s-o dus. Nu știe nimeni. Și când amuia a mers vorba că trebuie să fac ceva, trebuie să închid ochii la teții. Nu vor să fac. În bază legală nu vor să facă nimic. Și nu știu dacă aș facă odată acolo în bază legală. Și n-a s-a pus nimic de capul lor. Pentru că asta e. Când au fost, vă spun, când au fost amuia televiziunea și când e filmat pe deși, acolo e dezastru. De la mediu, când a fost, eu pus o amendă de 10.000 de lei și 10.000 de lei pentru deși. 10.000 de lei asta pentru deși e ca pentru mine un leu, dacă nu mai puțin. Pentru că e banii au. Și acolo a spate, au venit inspectori de la ANSA, angajați în funcție, și eu văzut neregulile, și eu venit tăt jos, și domnul Ododovici a venit așa, și a ridicat pun jos, când îți dă una, e acolo era. Îți dă pentru ce să dai pe una. Că și eu grăiem cu inspectorul și le spunem ca și trec lucrurile acolo în teritoriu. Și eu verificat și le-am închis gura la tăieț că a văzut că nu are documente pe ce pe ce. Bună ziua! Asta intras, e. Da, intras. Te-am să vedem pe parcurs și a să schimbe, dar n-a să schimbe nimic absolut. A să muncim tot așa mai departe și a să facem noi de o caldare de benzină și a să ne deplasăm la serviciu. Dacă nu mor face iar concediere. I-am urs unul la șeful de la... Eu am fost la șeful de la ANSA. Și am intrat în cabinet la domnul Radu. Și am spus așa, domnul Radu, au mai fost ăsta, cum ai zis, Vladislav Cotici. A fost șef la ANSA și tot nu vrea să fac cum trebuie. Și s-a mormântat femeia, a văzut o lecție că l-a plimbat cu helicopterul deasupra la păduri, odată făcut vaccinarea și am preocupat femeie și a ieșit de acolo și a mai ieșit de acasă și cu mâna în cărmanci. Pentru că nu a făcut cum trebuie și la viață. Este Dumnezeu. Și stă acasă și nu că stă acasă, el nu e șef la ANSA. Dar oricum, nu vrea să mă angajez. Nu vreau să mă angajez. Așa le-a fost de-a lui Dodonul. Nu vreau să mă angajez, gata. Pentru că asta e. Eu am vrut, nimeni nu trebuie, știi cum a pus mie în șef de circumscripție, nimeni nu trebuie șef. Îmi trebuie simplu acolo să lucrez în teritoriu. Eu activez în teritoriu cu tratarea animalelor în teritoriu la mine. Îi trebuie să-mi dea mie un serviciu, că eu pot aici în teritoriu și nu am putut circumscripția aici la noi să găsați niște
niște moșnii ieșiți la pensie, de amă, și îi pune acolo cu tag în gură și tag și le place lor și lucrează. Dar pe ăștia tine nu vor. Nu vor și gata. Pentru lor le vine greu cu ăștia tine. Ăștia le zic și au de zis. Și asta e. Și domnul Sergiu, șeful de la ANSA, când mă duc acolo, și vă pot spune el, așa mai fățărnișii el, Dima și încolo încoace, da? Și asta e, îi fățărnișii. Îi fățărnișii mari și eu văd lucrurile astea, că îi fățărnișii și nu pot schimba nimic. Iată cum. Eu cred că asta tot așa cum am mușit, ați mușit mai departe și asta mergem înainte. De-a mă îi lăsăm la soviște lor, poate cum ați Dumnezeu a să aibă grijă de dânsul, știi? Vedem. Asta e tot ce am vrut să vă spun.